Cu cât ecograful este un ecograf de înaltă rezoluție, un ecograf cu foarte multe opțiuni și cu foarte multe sonde, începe să se complice și utilizarea lui. Bineînțeles, ea se complică în sensul în care noi dorim un diagnostic foarte, foarte precis și doi, dorim, cum spunem noi, imaginea perfectă, pentru că imaginea perfectă, de data asta nu mă refer la imagini de 3D, fața copilului, nu, vorbesc de imaginea în cadrul diagnosticului. Și imaginea perfectă se realizează cu setările perfecte. Cu cât imaginile vor fi mai bune, cu cât imaginile vor fi mai conform ghidurilor internaționale sau centrate pe diagnostic, cu atât pacienta va pleca de la noi cu, eu știu, cu mulțumirea că măcar s-a lămurit despre ce e vorba. În bine sau, din nefericire, și-a dat seama că este vorba de patologie.